Bine ai venit la o nouă întâlnire cu limbajul de programare Python. Astăzi te invit să descoperi cum poți utiliza instrucțiunile Python pentru construirea de algoritmi ce combină structura secvențială cu cea alternativă și repetitivă și să testezi aplicațiile pe care le vom construi împreună la ora de informatică și TIC pentru clasa 7-a. Să ne reamintim! Fie A și B două numere naturale nenule. Spunem că A îl divide pe B sau că A este un divizor al lui B dacă există un număr natural Q astfel încât A ori Q egal cu B. De exemplu, 2 este divizor al lui 12 deoarece există numărul 6 cu proprietatea că 2 ori 6 egal cu 12. Observând că, la rândul său, 6 îl divide pe 12. 4 îl divide pe 16, deoarece există un număr natural de nul 4 cu proprietatea că 4 ori 4 egal cu 16. Fie n un număr natural de nul, notăm cu dn mulțimea divizorilor lui n. De exemplu, mulțimea divizorilor lui 12 conține valorile 1, 2, 3, 4, 6 și 12. Mulțimea divizorilor lui 16 conține valorile 1, 2, 4, 8 și 16. O primă metodă de determinare a divizorilor constă în a observa că toți divizorii lui n sunt numere cuprinse în intervalul 1n inclusiv. Putem parcurge numerele din acest interval și putem verifica dacă sunt într-adevăr divizori ai lui n, caz în care sunt luați în considerare. Pentru determinarea tuturor divizorilor numărului n, putem utiliza variabila contor d, care va parcurge șirul tuturor valorilor de la 1 la n și va verifica dacă valoarea curentă a variabilei d este divizor al lui n, adică dacă restul împărțirii lui n la d este egal cu 0. În caz afirmativ, se realizează prelucrarea divizorului d. Programul afișat este corect, dar ineficient din punct de vedere al timpului de execuție. O altă soluție este să observăm că, pentru orice n, de la valoarea n pe 2 plus 1 până la valoarea n minus 1, nu mai există divizori ai numărului n. Putem astfel să înjumătățim intervalul în care căutăm divizori. Astfel, înjumătățim și timpul de execuție. Implementarea în pseudocod a algoritmului optimizat de afișare a divizorilor unui număr natural nenul. Pentru determinarea tuturor divizorilor numărului n, putem utiliza variabila contor d, care va parcurge șirul tuturor valorilor de la 1 până la parte întreagă de n pe 2 și va verifica dacă d este divizor al lui n, adică dacă restul împărțirii lui n la d este egal cu 0. În caz afirmativ, se afișează valoarea curentă a divizorului d. La finalul algoritmului se afișează și valoarea variabilei n ca fiind cel mai mare divizor al lui n, singurul mai mare decât jumătatea sa. Aplicație practică 1. Scrieți un program în limbajul de programare Python care citește de la tastatură un număr natural nenul n și afișează pe ecran, despărțiți printr-un spațiu, divizorii săi naturali. De exemplu, dacă n egal cu 1, atunci în urma execuției programului, pe ecran se afișează valoarea 1. Pentru n egal cu 6, valorile afișate pe ecran vor fi 1, 2, 3 și 6, iar dacă n egal cu 12, atunci în urma execuției programului, pe ecran se afișează 1, 2, 3, 4, 6 și 12. În programul prezentat se utilizează variabilele n și d. Cu ajutorul instrucțiunii input se citește o valoare de la tastatură pentru variabila n. Se utilizează structura repetitivă cu număr necunoscut de pași pentru determinarea divizorilor numărului n. La fiecare iterație se verifică dacă restul împărțirii lui n la d este 0 și în caz afirmativ a fost identificat un divizor al lui n și se afișează valoarea curentă a variabilei d.
Ca și exercițiu suplimentar, scrieți un algoritm mai eficient din punct de vedere al timpului de execuție prin micșorarea intervalului de căutare a divizorilor lui N. La execuția codului, dacă N primește de la tastatură valoarea 1, atunci valoarea afișată de program va fi 1. Pentru N egal cu 6, valorile afișate vor fi 1, 2, 3 și 6, iar pentru N egal cu 12 se observă că valorile afișate sunt 1, 2, 3, 4, 6 și 12. Aplicație practică 2. Scrieți un program în limbajul de programare Python care citește de la tastatură un număr natural de nul n și afișează pe ecran suma divizorilor săi naturali. De exemplu, dacă n egal cu 1, atunci în urma execuției programului pe ecran se afișează mesajul suma divizorilor lui 1 este 1, iar dacă n egal cu 6, mesajul afișat va fi suma divizorilor lui 6 este 12. În codul prezentat se utilizează variabilele N, D și S. Cu ajutorul instrucțiunii input se citește de la tastatură o valoare pentru variabila N. Se utilizează variabila S și se inițializează cu valoarea 0. Se utilizează structura repetitivă cu număr necunoscut de pași pentru determinarea divizorilor numărului N. La fiecare iterație se verifică dacă restul împărțirii numărului n la d este 0, iar în caz afirmativ a fost identificat un divizor al lui n și se adaugă valoarea curentă a variabilei d la valoarea curentă a variabilei s. La finalul algoritmului se afișează valoarea variabilei s cu ajutorul instrucțiunii print. Refaceți algoritmul prezentat și modificați intervalul de căutare pentru divizorii numărului n. La execuția codului, dacă pentru variabila n se citește valoarea 1, mesajul afișat va fi suma divizorilor lui 1 este 1, iar pentru n egal cu 6, mesajul afișat va fi suma divizorilor lui 6 este 12. Exersează singur și scrie un program în limbajul de programare Python care citește de la tastatură un număr natural de nul n și afișează pe ecran numărul divizorilor săi naturali. Dacă n egal cu 1, atunci în urma execuției programului pe ecran se afișează valoarea 1. Dacă n egal cu 6, atunci în urma execuției programului pe ecran se afișează valoarea 4. Iar dacă n egal cu 12, atunci în urma execuției programului pe ecran valoarea afișată va fi 6. Felicitări! Astăzi ai învățat despre cum poți construi algoritmi elementari care combină structurile secvențiale, alternative și repetitive în scopul rezolvării unor probleme ce prelucrează divizorii unui număr natural.